București, centru istoric, casa unde a locuit George Coșbuc. Niște gospodari repară mașini în stradă și nu așa simplu, dar au umplut strada de uleiuri. Periculos și ilegal. Oare câte echipaje de poliție au trecut pe aici și nu au observat chestia asta? Cine-i permis să fie aici servis de mașini în centru? Cam poluați mediul, nu? Nu? Păi las că fasola ca fasole, ai tras un vânt și s-a dus. Dar uleiul ăsta? Uleiul ăla s-o pune nisip pe el și să șterge frumos. Nu e prima mașină ca la care vine. A, deci înțeleg că aici e sistematic. Dar de ce ne întrebi? Pentru că îmi pasă. Pentru ce îți pasă? Îmi pasă de mediu, de sănătate, da? De legi. Da, mă gândesc să chem chiar acum poliția. Se pare ilegal ce faceți. Băi, ești chiar bulangiu? Ce vrei? Sau una să zboare telefonul de mână? Ar fi ilegal, ar fi penal. Ar fi ilegal? Da. Nu te dracu de aici, adică îți dau o penalitate, îți rup capul, dai drumul de aici. Chem acum poliția. Dai drumul, nu mai chema poliția, dai drumul de aici. Chem ta poliție. Păi ce, ai văzut vreun artist să mă fotografiezi? Nu, am văzut cum poluiezi în stradă. Dar nu-i problema ta, bă. Te poluezi pe tine. Da. Nu-i problema ta, dai drumul de aici, să nu te iau la pumn. Păi nu-i voie, e ilegal. Hai, dai drumul, lasă că-ți pune până. Ilegal, nu pune mâna pe mine, nu pune mâna pe mine. Nu te dracu de aici cu ilegalitatea. O să răspunzi penal. Îți dau un ilegalitate de ce nu pleci. Bă, înțelegi? Pentru că e dreptul meu, dai în stradă. Drumul, hai, dai drumul de aici dacă e dreptul tău. Dai drumul, du-te și vomită în altă parte. Du-te, mă. Mi-a tai vomitat acolo, du-te, ulei. Du-te, bă, dai drumul de aici, mă. Tu nu înțelegi? Nu mă alungi de aici, că e spațiu public, nu? Du-te, bă. E stație de tramvai. E stație de tramvai, nu mă alungi de aici. Nu te alungi de aici? Uite, am și martori bicicliști. Du-te, bă, și vezi de o să răspunzi, penal o să răspunzi. Du-te, bă, de aici, bă, penal. Pentru agresiune fizică o să răspunzi penal. Du-te, bă, lasă-mă, răspund penal, du-te de aici, lasă-mă. Bine, bine. Și pentru poluare. Frumos, du-te de aici. Și pentru poluare o să răspunzi. Mamă. Bă, cam bătă de belele. Bă, nu înțelegi? Înțeleg. Păi dacă înțelegi, du-te drept. Dar nu sta acasă la dumneata, stau aici că vreau, că e stație de tramvai. E spațiu public, păi, nu? Păi, dar cu ce drept, mă, fotografiez după mine? Pentru că mi-ai poluiez. Mi-ai cerut dreptul să... Pentru că poluiez. Păi, de ce ține calmă, dacă domnul caută? Pentru că poluiază. Dar nu te interesează pe tine, mă? Ba da, mă interesează. Mediul afectează pe toți, și pe mine, și pe femeie. Ce ești? Du-te, pe tine te cheau la Moldova, te afectează, nu aici, băi. Și aici mă afectează și în Moldova. Păi, eu mă rog de el frumos, îi vorbesc omenește, dar văd că tot vine să o vă... Păi, fără dreptul meu, ai voie să o filmez, da, după mine? Da, pentru că încalci o lege. Auziți? Lăsați-o să filmeze și vedeți, dar oricum a filmat, e un drept acum, n-are exact, e un drept fundamental. N-are rost să fie, ar filmat, asta e. O să anunț poliția și după aceea vă lămuriți. Probabil și probabil și până acum v-ați lămurit cu poliția cum ați vrut. Lăsați-l să anunțe poliția și așa mai departe. Exact. Ce vorbești? Știi despre ce e vorba? Știi despre ce e vorba, dar vorbești? Apăr un om cu camera, e un drept fundamental. Să se cheamă solidaritate. Du-te, bă, cu solidaritatea cu camera. Băi, tu ți-am spus, n-ai tu dreptul să mă fotografiezi, să drept. Mă filmezi pe mine fără acceptul meu. Dacă crezi că nu am dreptul, cheamă poliția. Nu, eu, poliția eu sunt. Te tem de poliție. Poliția eu sunt. Nu ai cum. Eu sunt poliția, dacă nu înțelegi, fii atent că te bat. O să răspund penal. Uite, lasă-mă răspund. Hai să răspund penal. Mamă, bă, să încep. Bă, ești prost? Nu. Cum, păi dacă nu ești, hai să ne comparăm, hai să facem un test de inteligență acum. Exact. Păi dacă eu mă rog de el și nu înțelege. Vedeți-vă de treabă și cu asta. Nu e nicio problemă. Vrei să mă filmezi și pe mine? Eu te bat pe bune dacă mă filmezi. Vrei să mă crezi? Bun. Băi, la ce urât. Vrei să mă crezi că te bat? Am treabă cu ăștia, tu nu te băga, da? Cu care e ăsta? Care e ăsta, bă? Dumneata și dumneata. Ești mai mic decât fiul meu, bă. Tu ești ăsta cu mine? Ce dacă? Dar cum?
Eu nu știu cum te cheamă, nu știu cine ești. Să ne facă cheie cu filmatul, cu garda, un camin și o poză de mine de bulangiu. Că dacă te mai prind pe aici, să vezi omul ce-ți dau bulangiu. Dar ce aici, e casa ta? Aici e casa. În stația asta? Da, e pe stradă, dă-te-n pula mea, spun pula la mea. Trebuie prost, ești bă, ești prost, dă pula. Bine că sunteți voi deștepți. Să vedem cum o să vă lămuriți cu poliția. Eu cheamă poliția atât, că tu ameniți că chem poliția. Bine, bine. 112. 112. Da. Ai venit să faci tu cu corectitudine în România. Exact. Dacă nu s-au găsit aici corect, da. La tine, în sărăcia ta, acolo, du-te acolo la tine, bă, fă dreptate acolo la tine. Și acolo am făcut dreptate și aici o să fac. Mersi, bravo. Da, corect, corect. Păi nu puteam să merg în direcția aia cu bicicleta, mi-era aici și eram înconjurat. Mersi. Corect. Corect, dar eram înconjurat și trebuia să vin la bicicletă, nu? Da, dar nu se vede scandal. E ok, e filmat, bun, așa, dar nu se vede scandalul. Păi că e periculos, exact, și-s mult, și-s biet, și troglodiți. N-ai, n-ai de ce. Există legislație, dar aici e corupție, în mod sigur. Poliția știe ce se întâmplă, că de ani buni. Problema aia acolo? Procuratura e departamentul de Environmental Protection, adică departamentul... Exact, garda de mediu se numește. Garda de mediu. Exact. E treaba lor, nu e a poliției. Dacă chem poliția, o să spună că e garda de mediu. Și găsește tu pe cine să chem de la garda de mediu. Exact, da. Am intrat acum pe site-ul lor și nu le funcționează nici site-ul. Garda de mediu. Ei probabil fac economii. Oricum, reacția dumneavoastră e admirabilă. Problema, bravo, ești că... cetățean exemplar. Și curajos, și calm, și corect. Bravo, sunt încântat. Oh, e. Hai, eu tot așa aș face.